Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Cel mulțumit întotdeauna cu tot ce îi se dă de sus, la fiii săi, spre învățătură, odată el așa le-a spus. Pe calea oamenilor lumii e azi atâta zbuciumare, fiindcă ei n-au mulțumirea ce se găsește în renunțare, ci oamenii își leagă viața și inimile lor acum de acelea ce pot fi răpite sau pot fi prefăcute în scrum, sau de dorinți fără împlinire, ori pofte fără chip curat. Și aceste lucruri îi frământă și chinuiesc neîncetat. O, dacă oamenii ar cunoaște odihna vieții în Hristos și s-ar desprinde să gândească pe un plan mai înalt și mai frumos, obișnuindu-se să caute neperitoarele comori, de tot ce piere și se strică, s-ar lepăda de mii de ori. La tot ce nu se poate atinge sau nu-i permis să fie atins, ar renunța cu ușurință și sufletul le-ar fi neînvins. Cât de puține ar fi atunci cele ce-i fac pe mulți nefericiți, iar oamenii de cât de multe dureri adânci ar fi scutiți. Dar până când nu se cunoaște ce fericire e Hristos și mulțumirea în renunțare va fi tot plâns fără folos. Căci pe pământ mai multe cele ce nu se pot da nici de când și cele ce se iau prea iute sau cele ce ne lasă prea curând. Amin.